sunt Andreea de la Andreea Lumea Cărților și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi, după cum v-am promis și pe Instagram acum ceva timp, voi face recenzia cărții Treacă Evan Hansen, scrisă de 4 autori. Nu o să încerc să le pronunț numele pentru că nu vreau să le pocesc și să le pronunț greșit, așa că mai bine îi citiți voi. Această carte este publicată la editura Storia în colecția Young Adult și este recomandată copiilor de peste 16 ani. E prima carte pe care o întâlnesc la Storia să fie recomandată copiilor atât de mari. De obicei erau recomandate 14+. Și o chestie foarte, foarte interesantă despre această carte este că povestea este bazată pe un musical cu același nume, Dragă Evan Hansen. Nu am auzit până acum de acest musical și mi s-a părut foarte interesantă ideea de a face un roman după un musical. Am lăsat cartea aici pe raft, iar acum am să vă povestesc cine este Evan Hansen. Sincer, înainte de a citi această carte, am crezut că protagonistul va fi o fată. Dar de unde? Evan Hansen este un adolescent care se confruntă cu un fenomen des întâlnit și în școli, dar și în alte locuri, și anume marginalizarea. Starea de anxietate a lui Evan Hansen nu trece de la sine, așa că el este nevoit să ia diferite pastile și chiar să meargă la un terapeut. Acesta din urmă îl pune pe Evan Hansen să scrie niște scrisori zilnice care sunt destinate chiar lui Evan Hansen. Îi scrie singur, de fapt. Pentru a induce o stare de bine în fiecare zi, scrisorile lui Evan Hansen începeau mereu cu aceeași formulare. Dragă Evan Hansen, astăzi va fi o zi minunată și iată de ce. Iar apoi începea povestea propriu-zisă a zilei pe care a petrecut-o sau care își propune să o petreacă astăzi. Atunci când o scrisoare de-a sa ajunge pe mâinile cui nu trebuie, Evan Hansen primește șansa vieții lui să devină popular și să fie acceptat într-un grup de oameni. Pierderea acestei scrisori îl implică pe protagonist în drama familiei care își pierde fiul, Connor Murphy. Iar Evan Hansen este nevoit să susțină o minciună nevinovată, cum că el ar fi cel mai bun prieten al lui Connor Murphy. Familia Murphy ajunge să-l primească pe Evan în casă ca și cum ar fi un membru al familiei și fac acest lucru doar pentru a afla mai multe lucruri despre enigmaticul lor fiu. Pe zi ce trece, minciuna ia din ce în ce mai multă amploare. Evan devine mai încrezător, are scopuri noi, are chiar și un site web, dar o să aflați multe lucruri pe care le-a făcut Evan pentru a ascunde gunoiul sub preș și se gândește că ce poate fi în rău în tot ceea ce face. De fapt, el ajută o familie. Totul este bine și frumos, merge ca pe roate, până într-o zi când adevărul riscă să iasă la iveală. Ce se va întâmpla cu familia Murphy sau ce se va întâmpla cu Evan Hansen, care trebuie să-și înfrunte propria persoană, veți afla doar citind cartea, așa cum vă spun de fiecare dată. Aceasta a fost povestea lui Evan Hansen. Eu sper că o să intrați și voi în aventură cu el și că veți citi cartea. Dar luați aminte, o citiți doar dacă aveți peste 16 ani, pentru că nu vrem să încălcăm regulile scrise pe carte. Vreau să vă citesc înainte de a încheia și o părere scrisă de autoarea cărții Simon și Planul Homo Sapiens, care spune cam așa. Chiar și sub formă de carte, povestea lui Evan Hansen cântă. O lectură obligatorie mai ales pentru cei care au avut vreodată nevoie să fie descoperiți. Are și alte păreri aici în interior. O să vă las să le citiți dacă doriți. Și de asemenea o să vă las și sinopsisul în caz că nu ați înțeles prea bine ce am povestit eu, pentru că mereu mi-e greu să fac o recenzie.
Pentru că atunci când apăs butonul de rec la telefon și încep să pălăvrăgesc, pur și simplu îmi uit toate ideile. De aceea poate videoclipul ăsta va fi destul de mult tăiat, dar sper ca per total să iasă bine. Tot ce mai am să vă spun este că cartea mi-a plăcut enorm de mult. I-am dat 5 steluțe din 5 pe Goodreads și evident se află în lista cărților mele preferate și chiar o recomand cu cel mai mare drag. Eu am citit-o pe nerăsuflate, am marcat pasajele cele mai importante și am și un pasaj cu o fază la care am râs, cred că minute bune. Chit că e o fază cam basic, adică nu e chiar atât de amuzantă, dar la momentul acela chiar m-a făcut să râd. Nu pot să vă citesc pentru că cu siguranță nu veți înțelege contextul, dar da, aceasta este cartea dragă Eva Hansen, publicată la editura Storia. Eu sper că v-a plăcut recenzia mea. Nu uitați să-i dați un like, să vă abonați, să ne strângem cât mai mulți cititori, iar noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Spor la citit!